Cam așa stă treaba la noi, bă, fraților. Te pregăti să pregătești, udie. Udie, cam înnorat. Dar nu o să plouă. Nu prea vrea să dea soarele, nu știu ce are. Bine, nu e rău că nu mor de cald în el. E plăcut, adică. Stai, unul trebuie să vină într-o zi să-l curăț. Să-i dau drumul mai în sus. Că
face probleme, lovește în cabina și nu poți să dai calul mai pe lângă, din câte vede și voi. Bă, ce mișto arată de aici. Pe bune de nu. Nu știu ce vedeți voi, dar arată genial. Uitați-vă și voi. Efectiv, cum e totul așa țiplă. Bine, mai e un pic de dapă acolo pe jos, că nu e impecabil, dar oricum. Da. Ce înseamnă arătura de toamnă, bă? Nu se compară cu nimic. Arătura de toamnă e arătura de toamnă. Puțin a dat iarba prin ea, dar asta n-ai ce să-i faci. Oricum, dăm cu erbici și nu nicio problemă. Pune și noi porumbii după masă. Avem Olt anul ăsta. Bine, cam fiecare an de fapt. Am avut o dată fundulea. Mie, sincer, mi s-a părut mai bun fundulea. Dar dacă nu plouă, nu prea se face fundulea. În schimb, Oltul mai adun ceva de pe la el, ca să zic așa. Și din câte am auzit, au stricat soiul de fundulea. Mi-a spus cineva. Și cam așa. Aia de tata numai cu apa trape, pâine, să dea drace dacă vă mint. Turat la blană, cât duce? Când s-o fărâma, îl băgăm în gara și îl reparăm, vorba aia, nu? Important e să iasă treaba. Că de reparată reparăm, măi. A, nu să fărâm, ăsta e tractor rezistent, ce dracu. Cu asta nu știu cum o vedeți voi, dar e destul de abruptă, să știți. Adică la Arad cam cu anteia o urcă, dacă vrei și adâncime. Sau cu a doua, nu pe flotant, îl ții din presiune un pic așa. Dar oricum e destul de-a dracu cu asta. Ca și aia de altfel. Dar nu poți să ai doar terenuri drepte. Ia uite ce sapă băieții acolo. Aia de...
niciodată. Și cam asta. Du-te și dă-i drumul la priză.